Jucăm pe litere. Mihai, da, Anca, Drăcea, Neamțu. Ne dorim de la ei o poveste care să respecte etapele narațiunii. Mihai, să înceapă povestea cu un cuvânt care începe cu A, cu litera A. Dinicu merge mai departe cu litera B, Drăcea C, Neamțu cu D și tot așa până la finalul povestirii. Tema este: Cătălin Botezatu și-a lansat la Castelul Bran ultima colecție de lenjerie intimă și a rămas peste noapte acolo cu o mândră care n-a folosit niciodată internetul. Ma! O să vă rog să ne povestiți frumos de la fața locului. La Castelul Bran. Ce s-a întâmplat? 3, 2, 1, start! Avea să fie una dintre cele mai mari prezentări din carieră. O pregătise de luni de zile, foarte, foarte atent și iată... În schimbă. Botezatul, în sfârșit, își îndeplinește visul. Colecția lui va avea loc la Castelul Bran, pentru că schimbă. Acolo... Cătălin Botezatu închiriase tot Castelul Bran ca să-și prezinte colecția asta, însă ca invitați a avut un singur om. Schimbă. Drăcea. Drăcea era modelul lui preferat, de aceea... Îl puse pe Drăcea într-un costum întreg. Schimbă. Extensii roz, în picioare, avea niște saboți cu puf de lebădă neagră. Era... Schimbă. Fix ce trebuia. Era superb. Schimbă. Giancormo Ferrere începe să pună muzică, un DJ... Un DJ super cunoscut a pus muzică pentru Botezatul și pentru invitatul lui. Moment în care se dă drumul la lansare. Fix în clipa aia, schimbă. Hortensia în fața publicului. Cătălin, imediat ce-o văzu, înțelese că acolo trebuie să fie o poveste de dragoste. Se duse către Hortensia, o privi în ochi și îi spuse. Schimbă. Ești... Nu. Ia-mă-mă! Scuză-mă, ce? Ia-mă-mă! Ia-mă-mă, Hortensia, de mână și vino cu mine! Moment în care ea lua de mână și începură să urce prin scările... Jalnice ale castelului, erau niște scări roase, era bine, e foarte vechi castelul și de-aia, dar aveau niște... Kiwi! Cu aromă de kiwi o să fac lansarea asta de colecție. Sunt comestibili. Comestibilă lenjeria asta. Nu doar. Și așa colo pe Hortensia, o trasă mai aproape după ce se termină toată lansarea și spuse... Schimbă. La următoarea lansare te iau cu mine, Hortensia. Auzind aceste vorbe, începu să tremure toată. Schimbă. Mamă, 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 nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred că m-ai ales pe mine să-ți fiu modelul principal la următoarea lansare. Vai de cap meu. Și leșină. Apoi Cătălin o luă ușor de cap. Schimbă. Nu pot să cred așa ceva. Hortensia, trezește-te, iubirea mea, nu-mi strica colecția. Te rog frumos, am muncit un an de zile la lansarea asta și tu-ți bați joc de tot ce am creat eu vreodată. Drăcea, ajutor, sună la 112, pune mâna, te uiți, te uiți la mine. Schimbă. O, oh, Drăcea, ai deja kilos de la cub, respect. Uite, așa se vine la o lansare, Hortensia și mai dă dundură. Moare acolo, mă, ce ai? Cătălin moare acolo. Așa, continuă, scuze. Și dădu Hortensiei două palme, uite-te la băiatul ăsta, așa se vine îmbrăcată la o lansare corectă. Schimbă. Panoramă! Hortensia rămase mărmurită, nu se gândea că ar putea să audă aceste vorbe din partea lui Cătălin. Uitându-se la schimbă. El... Che? Che pasa, Cătălin? Îi spuse Hortensia. Cătălin în momentul acela scoase telefonul,
Apăsă pe un buton, dar observă că nu există internet. Ieși pe geamurile ca... stelului. Rândunica intră pe geam și șoptea lui Cătălin: parola de la Wi-Fi este 2, 3, 4, 5, 6, 7, bran. El n-avea semnal. Da. Atunci el a băgat parola și internetul... schimbă. Sărăcia, dracu, nici la internet și vii la mine aici la prezentare. Îi zise Cătălin Hortensiei, moment în care Hortensia se duse la rândunică, o trase mai aproape și îi spuse următoarele. Schimbă. Șarlatanul, ce ești? De ce te bagi între mine și Cătălin? Ai văzut că de-abia am început să închegăm o relație și gata? Ești tu o rândunică așa venită de niciunde? Ce dacă n-am internet? Ce dacă sunt Hortensia de la țară? Am un suflet și n-am aripi ca tine, rândunico. Dar rândunica schimbă. Vorbea. Tra-la-la i se păru situația. Tra-la-la, pur și simplu. Să vorbească o rândunică, cum e? O dă-te la o parte, se întoarce către Nu mai are aer, gata. Schimbă. Țâgnit-o, pleacă de aici, că mă și enervezi. Lasă-mă în pace. Sunt aici alături de cel mai frumos bărbat, creator de modă. Îmi strici aici apele, te rog eu frumos. Cătălin! Schimbă. Hai să... unim două perechi de chiloți și să creăm... și să creăm... moda supremă, ceva ce n-a văzut Parisul. Chiloți pentru patru picioare. Schimbă. Vindem, dărupem. Hortensia era foarte încântată de idee. Cătălin deja vedea posibilitatea afacerii. O lua iute de mână, o duse în mașina lui și plecară în fugă spre București. Wow! Câtă viteză avea mașina, că nu mai vedeau copaci, nu mai vedeau nimic acolo în mașină. Schimbă. Xai de capul meu și ce s-au mai fierbântat acolo situația. Au pus muzică, au aprins lumânări, au dansat pe bancheta din spate, probând chiloții unul altuia. Opa! Schimbă. Ia-mă așa, intră Alex Velea în momentul ăla. Îi zise Alex lui Cătălin: auzi, n-ai un nem așa și pentru mine acum, că nu vrea, n-aștept până o scos pe site. Vreau să cumpăr acum, de la locul fapte. Am cash la mine, am tot ce trebuie. Vreau să iau și pentru mine și pentru prieteni, pentru familie, nu mă interesează. Moment în care Cătălin... schimbă. Zice: cum să nu vrea pentru tine oricând? Câte perechi vrei? 30 de perechi. Și iată cum Cătălin împreună cu Hortensia și cu Velea au lansat celebra colecție de chiloți pentru oameni cu șase picioare. Și stop!